Caz șocant în județul Buzău, un bărbat este acuzat că a întreținut relații sexuale cu propria fiică de 14 ani. Acesta a fost reținut și va ajunge la parchet cu propunere de arestare preventivă. Tatăl a intrat în vizorul polițiștilor după ce fiica le-a povestit psihologilor de la Protecția Copilului chinurile la care a fost supusă timp de 2 ani. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Electrocentrale București, principalul producător de energie termică pentru sistemul centralizat de încălzire al capitalei, nu a reușit să încheie un contract de aprovizionare a celor 4 centrale din capitală pentru următorul an. Contractul care trebuie Cazul cutremurător îl are în rol principal pe un bărbat de 35 de ani din comuna buzoiană Scorțoasa. Acesta este acuzat că a întreținut nenumărate raporturi sexuale cu propria fiică în vârstă de 14 ani. Calvarul prin care a trecut minora a durat cel puțin 2 ani. Scenele șocante care au cutremurat întreaga comunitate din Scorțoasa au ieșit la iveală zilele trecute. Totul a început atunci când una dintre fiicele bărbatului le-a mărturisit psihologilor de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău că a fost siluită de propriul tată. Adolescenta de 14 ani are încă 2 surori mai mici, iar până de curând locuia cu ele și părinților în comuna Scorțoasa, satul Balta Tocila. La sfârșitul acestei veri, mama a decis să divorțeze și să intre temporar împreună cu fiicele sale în grija protecției copilului. Fata le-a mărturisit psihologilor că în urmă cu 2 ani tatăl său ar fi obligat-o să întrețină relații sexuale orale. De atunci violurile s-ar fi repetat. Din cercetări a reieșit că în anul 2020 bărbatul și-ar fi abuzat sexual în repetate rânduri fiica în vârstă de 14 ani. Fapta a fost sesizată poliției de către reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, minora fiind internată la acel moment într-un centru instituțional. După clipele teribile prin care a trecut, copila a fost supusă unor controle neuropsihiatrice. După confirmarea obținută în urma cercetărilor și a expertizei medicale, oamenii legii au dispus reținerea pentru 24 de ore a tatălui. Cazul semnalat a fost preluat de către polițiștii de investigații criminale, care au demarat de îndată cercetările specifice pentru clarificarea situației și luarea măsurilor legale sub coordonarea parchetului. După ce au aflat de ce a fost în stare, localnicii au fost oripilați. Oamenii îl descriu ca pe un om normal care muncea din greu și își îngrijea bine familia. Ancheta oamenilor legii va stabili însă dacă au mai existat și alte victime.